Da, poți mânca și sarmalele de Paște fără să te îngrași. Și uite de ce. Pentru că ceea ce te îngrasă nu sunt sarmale în sine. Dacă ai mâncat între 150 și 200 de grame de sarmale, însemnând 3 sau 4 sarmale, Practic, ai mâncat între 120 și 140 de grame de carne și 30 și până la 60 grame de orez, depinde cum le faci, cu niște varză. Asta înseamnă în total nu mai mult de 350 de calorii, care sunt puține. Dacă mai adaugi și 150 de grame de mamaliga, ai ajuns la 500 de calorii, care sunt foarte ok. Ceea ce te îngrașa este dacă faci sarmale în prea multă grasime sau ce am văzut de foarte multe ori este când adaugi încă 3 linguri de smântână grasă și o felie mare de pâine. Și tocmai ai urcat caloriile la mai mult de 700, care într-adevăr pot să fiu multe. Ca să nu te îngrași, nu trebuie să mănânci mai puțin, ci trebuie să mănânci mai inteligent. Și dacă vrei să știi cum să faci lucruri acesta, comentează cu ghid. Și am să-ți trimit ghidul meu de slavit.